Нос не хорошо. Дар стартап выставил перед мной ЛДМ, не стар, да, автомобили, контейнеры, и подмен техник, да, скрываемся, работать с Санчепой, как на это, да, Санчепой, сколько контрактов, сколько, сколько господрили, по четвертейми, это компоненты информали, то есть сначала, потому что как на это. В сентябре фашин. Да. Диву карту читатель, ти сенсорів, ну, пентру те, що цього цілекту мовтає, чим треба не було, здивило, лад, ламінта, не, мабра. Да, ну, що каз, коли ви сидіть, ти спектру дела, як воді, що си пили у амінда, лаву, ну, да, що си лаву, да, да, то, як ви амінда, да, то, що було, в принц, ти цілек, кам, а іще, ну, ка, нораш, да, а нораш, то, ці кунок, да, сати, дьох, а, нікуз, а, прием, dar dacă nu noi ne impunem de start, atunci nu o să avem succes în acest ce vrem, să asigurăm cu apă, să asigurăm cu servicii. Mai mult ca atât că la poligon se va afla și presa asta, da? care o să permite să colectați și să presați cartonul, să-l vindeți și așa mai departe. Adică de cecșor trebuie să-l dezvoltați și toate deșeurile să fie minunat. Pentru că eu știu cu certitudine că toate deșeurile pot fi vândute și asta se acumulă la întreprindere. Și puteți dezvolta mai departe toate servicii. Bine, haideți să începem fără cei care poate au venit s-au prezentat și pe urmă vor veni, da? Sau platforme. În primăria orașului Biluință 3 platforme, în primăria comunei Alexandrei 23 platforme și în primăria Hieciumau 5 platforme. Toate mălare de 263.293 lei în 23 de bănuți. Celelalte 20 de platforme au fost semnate și au fost recepționate atât terminarea lucrurilor cât și finală. Și ăsta momente noi le-am depășit. Acum urmează cât mai repede să le dăm în exploatare și ca trebuie să și ce fac. Este reglementează modul de schimbare destinației. Atunci vă spun că la momentul acela, când dacă se află la balanța primăriei Comunei Alexandriei, nu poate nici Consiliul Regional, nici un alt organ administrativ să-i implice gestionarea lui. Adică, dacă este vorba de proprietate, gestiune de proprietate publică. Eu n-am făcut la colegul întrebarea asta, eu am spus așa, trebuie să întâlnă și da, desigur, eu am zis vreo decizie Consiliului vostru din 2002, mă tincă. Asta e o întrebare, două întrebări. Noi avem acord semnat în 2007 sau 2008, în trei primării, că noi ascom lucrăm. Și asta nu numai întrebarea mea și nu numai întrebarea domnului primar de la Biruință, dar și întrebarea voastră. Și eu voi vă devenire regională. Și domnul primarul vostru să-și retragă, leacă pretenții. Toate momentele este duc la aceea că se folosește până acum am credeat poligon, așa? Și mediul înconjurător este povat de toți cei care trăiesc, toți văd cum zboară sacoșele, zboară, adică tot gunoiul acesta se vede real de ce și voi aici pătimiți din cauza asta, nu altcineva. Tocmai de atâta eu rog ca să urgentați, adică să numiți data când vă întâlniți și să rezolvați întrebările astea, ca să nu ne întoarcem la toate și unde trebuie, eu vă atrag atenție, unde trebuiește de pus umăr, da? Adică trebuie de ajutat cu niște documente, cu ajutor, da? Adică la autoritățile centrale sau raionale, poftim, spuneți-ne și noi tot ce este puterea, noi o să interacționăm. Pentru că e proiectul implementat de noi. Și noi, indiferent de relațiile contractuale care le avem cu operatorul economic sau cu, pur și simplu, ce se limitează noi ce avem de făcut, da? Dar aceea e un bun putem ajuta noi să facem tot ce posibil. Chiar și dacă nu este în competențele noastre directe, da? Asta. Proiectul l-am preluat, el a fost început
Și când se începe lucrarea de construcție, atunci se liberează autorizații construcție și certificat de urbanism. Adică s-a păstrat toate etapele și s-a făcut recepția la terminarea lucrării și recepția finală și el deja este format ca un bun. Atunci trebuie, până rezolvați problema aceasta din punct de vedere juridic, ar trebui să faceți un acord între toate trei primării, să-i acordați dreptul la întreprinderea municipală să presteze serviciile, să nu se proiecteze gunoiul și să ducă în afara poligonului, dar să proiecteze gunoiul pe teritoriul poligonului. Gestionează activitatea poligonului. Exact. Aici trebuie făcut domnul director că o ședință cu președintele raionului, cu ecologie, eu știu, acolo centru de sănătate, să rezolvă problema aceasta ca ei să poată colecta deșeurile la moment să le colecteze pe poligon. Să nu tergiversăm, fiindcă dacă intrăm în iarnă și dumneavoastră o să duceți tot gunoiul, atunci care e rostul investiției noastre? Că nu se prestează serviciile. Hai, vă rog, să rezolvăm în comun această problemă, că deja noi trebuie să aducem alte primării ca să vină să preia experiență și o să vadă ce este la moment. Irina, pe începutul lunii septembrie, primele zile, noi o să vorbim cu președintele Consiliului Regional, Sângele, am să vorbim cu Cancelarea de Stat ca să termine strângă nouă organe de concentrate, dacă nu e posibil, da? Prin alte metode, da? Și o să inițiem o ședință și o să punem la punct toate întrebările. Și o să vă invităm și tot dumneavoastră ca să fiți, doar să sunteți parte componentă a acestui proiect. Încă ce am uitat să vă spun că odată cu semnarea procesului verbal de recepție finală și determinarea lucrărilor, eu am rugat ca toți primarii sau administrația locală în teritoriul care s-află conforme, eu vreau să vedeți că grijă pentru că noi știm ce se întâmplă când este o atitudine nepăsătoare față de bunurile care iată, chiar am trecut pe lângă platformă, dați-i, adică vorbesc cu cetățeanul care se află lângă această platformă și să aibă, adică cum, cât de cât să uite, să nu vii, să vedem că plasa ruptă, că cât de cât, da? Adică să țină la bunul care este făcut tot pentru bine. E ușcat, că la urmă vor fi practic comprimării, ca să nu te lăsăți. Pe viitor, da, dar aici noi am vorbit că unele momente o să fie maturate, adică promisiunea o îndeplinim, unele momente, da, care am vorbit după iarnă și se întâmplă acolo, dar asta pe viitor ele vor fi deservite de întreprindere și administrație publică locală. De construcție, trei platforme de trăpăsare contare de colectare separată a deșeurilor în satul, în orașul Biruința, 23 de platforme în comuna Alexandrie și 5 platforme în satul Chiciu Nou. Acestea, da? Obiecție? Pătrească, pătrească. Am gândit, pătrească. Pătrească. În toate trei primării. Acum se lucrează puțin la ordine din băieții lucrative, toate s-au șase, poate ați finalizat tot, era ultima platformă când era în ședință la Țipiești. Am înțeles că acest toate s-a gata, au rămas cum am usat Gheciu Bieda. Nu. Gheciu nu. Acolo. Am avut de caz de finalizat, până să știu ce mi-e fac curățenii mei. Cu borcă, vă. Da, pământul care era pus, acolo unde s-au mai așezat, unde nu scotem tot. Asta e tot. În rest, toate platformele sunt făcute, 31 de platforme, conform proiectului de desenilor tehnice, se executate în întregime. Fără siguranță, lucrările de betonare, asta e tot. Nu e ceva complicat acolo, sau ceva care cu fundații complicate, sau ceva construcții complicate, tot e simplu. Песок, щебень, бетон, декарматуры нет. Идет закладные детали, установлены ограждения.
все установлены бордюры. Все, эти как бы пять позиций таких, которые входят в эти. Это как бы и не стройка, но все равно стройка. А что с ним? Освій моніторизати катеродерія Норд імпакту, що кум освіє діпліните сарчини де катери бенефіціар, дін чисто консілери де рог ка тоати де три примарі бенефіціари проєкту дат се елаборезе ун план де дурабілітаті. Ун план де дурабілітаті дупе імплементаре проєкту і тим де он анди зелі, care să fie aprobat la Consiliu. Acest împreună cu acordul de colaborare, da? Da. Acest plan o să fie adus la DRE și după el noi vom monitoriza cum se implementează planul acesta de durabilitate. Da, o să vedem. Dacă primite, doc, referitor la primăria Alexandrieni, când s-au fost finanțate lucrările, eu mă știu personal, am mers de sate din comună, mai mult de tot am mers suplimentar, am mers încă inginer pe asta în cadrul primăriei, chiar și primarul, cred că ca să nu pierd în timp, să nu plecăm de toate sate, dacă 5-8 km, ca de 10 de aici până acolo, eu, ca viceprimar, vă asigur că lucrările sunt făcute normal. Domnul primar, pur și simplu, în bază, mă repet, nu am în puternicire sau mandatul de a semna procesele respective, doar cum nici dumneavoastră nu are pretenții față de lucrările efectuate. Așa că vă dau, vă spun personal că eu chiar și-am lucrat cu domnul Domnului. Da. La câteva ca să avem domnul respectiv, poate mă schimbăți la fel, nu știu, dacă mai trebuie. Eu pur și simplu ce aș mai trebuie. Poate să semneze și recepte finală, nu ne mai vedem încă o dată. Da, știu că am asta și da. Cam asta. A, aici? Da, nici pe mă răzieșeli să văd. Da? Da. Practic în mes. Da, e vă mă răzăcut cu cetate. Cât contare de ce să iasă? 3 plus 1. 3 plus 1.